E... Nu e greu să dai din gură. E cel mai ușor. Mm -hmm. Să faci ceva e complicat. Și vă spun o, che o chestiune, experiență de viață. Așa. În opinia mea, să dea bunul Dumnezeu, mă rog, să dea bunul Dumnezeu, să greșesc. Domnul Turcescu, au trecut 2 ani din mandatul ăsta, în care, din ce se vede de la mine, poate că nu văd eu corect, poate că nu sunt eu raportat bine la realitatea Bucureștiului de astăzi. Dar din spre se vede că primăria generală e în derivă, adică n-a făcut nimic. Doi ani de zile nu s-a nimic bun. Ei, știți care e problema? Că mai sunt încă doi ani. Următorii doi ani nu mai ascultă nimeni. A, interesant. Da. Pentru că ce se întâmplă? Oamenii din primărie, cei mai mulți de acolo, au schimbat deja vreo 3-4 primari. Aha. Și știți cum se uită la sondaje? Mai tare decât oamenii politici. Și zic așa, bă, cine... Asta expresia la un să spune miroase mort. exact. Asta e expresia folosită în instituțiile publice când vine vorba de un ministru sau chiar da, Asta miroasea miroase a mort, deci este a, politic, să ne înțelegem, da? Cei de la CNA, atenție. Dar vorbim de un mort politic, da? E o figură de stil. Și atunci care de acolo, nu știu, să orienteze. Bă, va veni a pune PSD-ul. bine sondaje, s-ar putea să vină de la PSD cum ne pile pedalea sau de la PNL, s-ar putea să vină în alianță preocuparea în următorii, de ani, în următorii doi ani a oamenilor de... n-ar putea decât un bun manager, ceea ce nu cred că e cazul spun cu foarte mult regret, ar putea să iasă din chestiunea asta. Altfel, vom mai pierde încă 2 ani. Da, o când zi. spuneți bun manager, vă referiți la un om care să știe să organizeze lucrurile, pentru că la domnul Nicușor Dan, refrenul pe care îl intonează, că tot a zis despre muzică și așa mai departe, da, și pe care îl cântă de doi ani de zile în ochii, în urechile opiniei publice, e că uh, lui îi lipsesc banii. Da? Deci dacă ar avea bani, zice, dacă aș avea bani, ce bă, am putea să facem noi uh, în București? Despre asta este vorba în managementul administrativ? Despre bani? Sau e ceva mai mult de atât? Adică vreau să înțeleg cum poți să stăpânești la un moment dat o structură care adeseori e foarte greoaie, e foarte birocratică, e foarte coruptă, da? cum este o structură a administrației publice, nu neapărat numai în București, în multe țări ale lumii și în multe orașe din țara asta de asemenea se întâmplă așa. Te trezești acolo că ok, ești primar și dai de niște băieți deștepți, care, cum spuneați mai devreme, au mai mâncat 3-4 primari pe pâine. Au mai văzut niște alegeri. Au mai văzut viteji care se așează în scaunul de la primărie și zic să se facă, să se dreagă și ei vin și îi spun aia asta nu se poate. Deci, cam care e povestea asta cu managementul în administrația publică? Ca management în general. Da. Orice manager, domnul Turcescu, trebuie să știe bine carte. Mm -hmm. Să știe bine atribuțiile, să știe bine cum îți turnește echipa. Că dacă îl simte echipa că nu înțelege nimic, E pierdut că nu-l ascultă nimeni. Poate câțiva consilieri care pe niște salarii foarte bune stau și ascultă și eventual... Adică el dă un, dă un soi de test? O, așa? Își mai fac așa, o roz de o cafea, de o aha, supă, de ceva. Aha. Pentru că, repet, nu-mi lasă percepția că știe carte, știe atribuțiile și știe ce poate să facă cu acea funcție. E la fel cum să revin la mașină. Dacă nu știi ce face levierul de, de viteză, ambreiajul, frâna accelerația, semnalizarea, cum dai drumul la ștergători, te urci acolo și ești pur și simplu pierdut și te miri că nu merge camionul. dați păi nu nu me care nu -pe, pe ce trebuie. Astea,